Salutare tuturor, eu sunt Cosmin, iar astăzi o să discutăm despre noutățile de pe Cartoon Network România în luna mai. Ei bine, dacă doriți să mă susțineți, o puteți face prin apăsarea butonului de like și acele de subscribe, plus acolo clopoțelele pentru a fi la curent cu noile clipuri care vor apărea pe acest canal. Iar noi ne întoarcem de la clip. Ei bine, în premiera pe acest canal se va difuza o miniserie intitulată Aquaman, Regele Atlantidei. De la 7 dimineața la 10 seara, în zilele de sâmbătă, și având o reluare de la 10 dimineața și apoi la 10:25 seara. După evenimentele din film, Aquaman va fi în sfârșit Regele Atlantidei, dar să conducă nu este atât de ușor pe cât credea. Din nefericire, există ajutoare pentru el, cum ar fi Mera, Războinicul și Vulko, un om de știință. Prima sarcină a lui Aquaman este să demonstreze că este cel mai potrivit pentru tron, iar această serie este una nouă DC Comics pentru Cartoon Network. Noi episoade de Mărșceapă și, mai bine zis, ultimele episoade de Mărșceapă. Ei bine, de pe 16 mai vor fi difuzate aceste episoade, de la 12 după amiaza 40 și în reluare de la 7 dimineața. Ei bine, Mărșceapă se mută din țara, mai bine zis, din orașul lor natal pentru a descoperi emoțiile unei vieți într-un alt oraș, o metropolă. Fructele și legumele, mai bine zis, se contemplează în acest desen animat și Mărșceapă devin prieteni de despărțit după întâlnirea lor într-un oraș populat de sante alimente, iar prietenii sunt alături de ei. Looney Tunes Cartoon sau desene animate Looney Tunes. De pe 30 mai va apărea la ora 18:20. Ei bine, acest desen introduce mai bine revenirea a epocii de aur Crazy Melodies din 1940 cu Looney Tunes. Și acest desen animat propune o revenire a acestor vremuri cu personaje precum Daffy Duck, Bugs Bunny, Porky Pig și alte personaje Looney Tunes. În principiu o să observăm mai multe episoade, cum ar fi episoade din sezonul 2, plus sezonul 3. Mr. Vin va avea premiera pe Cartoon Network, de la 9 dimineața, având o reluare la 21 seara. Ei bine, acest desen animat este transpunerea serialului din 1979 în 2002 într-un desen animat, fiind parțial pus de studioul maghiar Varga, și acest desen animat este unul dintre cele mai cunoscute de pe Boomerang, fiind urmărit, mai bine zis, de foarte mulți copii, unde o să-l vedem pe Mr. Bean alături de Teddy, ursulețului de pluș, cum își petrec viața și cum o face mai haioasă pentru fiecare dintre noi. Sunt niște noutăți faine pentru această lună și, desigur, pentru cei care doresc, pentru a fi la curent cu desenele care sunt depozitate. Ei bine, aici încheiem clipul, dar voi ce părere aveți? Ce așteptați mai mult în această lună? Puteți să lăsați un comentariu cu părerea voastră, iar noi ne vom revedea în un videoclip. Ciao!